Bună, Gina! Îmi pare bine să te revăd după, după cele trei luni. Bună! Cum ești? Cum te simți? Mulțumesc, sunt, sunt bine, sunt foarte bine, mai bine, de nici mai bine. Super! Hai să vedem, Gina, vreau să, te, vreau să te întreb. Cum ai ajuns tu la mine? Sincer, chiar nu știu. Din întâmplare, TikTok, cred, Acolo am văzut câteva postări, după aceea am început să te urmăresc pe Instagram și am zis, de ce nu? Hai să încercăm! Da, ai zis așa, hai să încercăm, dar vreau să te întreb un lucru, că noi am avut niște discuții la început. Ce părere aveai tu de legat de încredere, dacă se poate? Ce părere uh, groaznică, ca să zic, adică nu aveam încredere, mă gândeam, o dau în bară de nou... <laughs> Să înțeleg că înainte ai mai urmat programe în care nu au avut succes pentru tine. Da, am urmat, am mai urmat un program și nu, nu a avut succes pentru mine. A fost o stagnare totală pe tot parcursul și mă gândeam, pățesc la fel, nu pățesc la fel, să încerc, să nu încerc. Te-ai ținut de celălalt program? Sigur, da. Uh, uh, da uh, M-am ținut și de celălalt program, dar cumva acolo uh, nu reușeam să dăm de cap. Poate unde a fost și imediat după, după ce am născut, uh, era și cu alăptatul și nu se găsea formula corectă și nu a funcționat, pur și simplu. Uh -huh. Și la mine ce te-a convins, Gina. La tine ce m-a uh, convins? Păi, sincer, tu m-ai convins. După discuția care am avut-o, tu mi-ai dat încrederea să, să încerc și să, să, merg, să merg mai departe, să vedem. Cum a fost programul meu pentru tine, Gina? La cât ai fost tu blocată? La ce greutate erai blocată și de cât timp? Uh, păi, am fost... La uh, 60 și ceva, 6, aproape de 62 de kilograme și asta în jur de vreo 4 ani de zile, deci garantat 4 ani. Adică indiferent ce aș fi făcut și dacă aș fi muncit mai mult și dacă aș fi mâncat mai puțin, cântarul nu se schimba în niciun fel. De da. ce greutate ai ajuns în program la mine? Uh, păi în program la tine am ajuns uh, la 55,4% în program. Deci după ce ani blocată la 62, ai ajuns la 55,5. Da, adică, sincer, chiar nu venea să cred că du exact după prima săptămână de dietă între ghilimele, că nu e o dietă, când a poți să o ia în jos și cât un chel și cât un chel și cât un chel și deja devine cap, capeți încrederea și devii foarte bucuros și foarte exciting, ca să zic așa, și îți dorești din ce în ce mai mult, adică chiar hai, dă mai departe. Apropo, mi-ai zis dietă. Ți-a părut o dietă în realitate? Nu. Nu. Deci uh, uh, chestia e că uh, cine încearcă un program de tot timpul se gândește la o dietă, dar sincer chiar nu e o dietă, e un stil de viață care sincer chiar e mișto, adică și -a părut simplu, greu, de... ți s-a părut uh... absolut deloc. Deci nu, nu este greu de urmat. Ai uh, ce plăcut? Sincer da. Când își ceream pancake, îmi dăteai. <laughs> da, e foarte simplu. Adică totul se adaptează după gust, după nevoi, după plăceri. Antrenamentele cum au fost, cum au fost Gina? te a, a... ți-au plăcut? Uh, antrenamentele uh, sunt ușor de urmat, dar, uh, cum să zic, o destul de intense, Adică, chiar dacă le faci acasă, îți dă o leacă de. Uh... Bun, am luat o persoană care se chinuia de 4 ani și trăgea de 4 ani, adică nu putea. Tu erai o persoană care aveai rezistență, aveai forță. Deci, eu, da, adică, cumva, da, -am da, începătoare. <laughs> exact, da. Deci, nu mai luat începătoare, aveam idei și. Bă, cu mâncatul și cu exercițiile, cu partea de antrenamente, cumva lucram de 8 ani de zile, deci cumva de 8 ani eu tot mă antrenez, dar uh, nu a fost completarea, deci nu a fost alimentația corectă și nu ajungeam să, să ajung eu exact acolo unde, unde îmi doresc. Băi, mă bucur foarte mult, Gina, că am reușit să te ajut. spune Mulțumesc! ce, ce ți-a plăcut cel mai mult în program. Ce, bă, chestia, adică când îți faci să mănânci, să te pui pe grup acolo, toată lumea să vadă. De, de, și grupul este o foarte bună, um, nu știu, un ajutor foarte bun. Este o, um, în, o comunitate superbă. Toată lumea te ajută, te sfătuie, te încurajează. Îi mulțumesc și lui Adrian că tot timpul era după mine, Gina ce faci? <laughs> Ești bine? ți ai făcut antrenamentul? Deci, uh... te a ajutat partea de, de mentorat și de antrenori. Da. Ai, ai simțit că faci parte dintr-un grup? Dintr-un grup, exact, da. În procesul da. Ăsta. Da. Da, exact. Deci, chestia asta, pur și simplu, era ca și cum te duci să te întâlnești cu cineva când poți stai pe grup, știi? Mă bucur. Da, mi-a plăcut să stau, foarte da. mult. Gina, consider că a meritat investiția? Da, super. <laughs> Pentru să mine, faci... da! <laughs> să faci Pentru din... mine, da! Din programul ăsta un stil de viață, Gina? Da. Adică acum, după chestiile, după trei luni de zile de alimentație și chestiile învățate, acum e mult mai ușor să să-ți construiești farfuria ca să zic așa, nu mai ai teama știi, am pus ceva greșit <laughs> mănânc ceva greșit e mult, adică ai elementele de bază care sunt de mult ajutor. Mă bucur. Ce ai sfătuit pe o persoană care nu are încredere, la fel cum la fel era ca și la ca cu început, da. <laughs> Să încerce. Adică sincer nu are nimic de, nu are nimic de pierdut, sunt doar câștiguri și pe partea fizică și mentală și a sănătății și tot. Deci, adică să merită încercat. Îți mulțumesc, Gina, mult de tot pentru, pentru testimonial, așa cum am făcut de fiecare dată cu fiecare persoană cu care am terminat. Încă de la început facem, știi, că discutăm despre testimonialul ăsta, exact. pentru că este o, o ambiționare atât pentru tine, cât și pentru mine și să pentru... reușesc. Exact. La început, pare... a hai să vedem ce o fi, dar până la urmă se conving toți că, că, funcționează. Că merită, exact, că merită. mulțumesc mult, mult de tot.